Rigăi. Florizel. De Perdita. Mă îndemn în graba, spune că-i frumoasă foc, crescând ca o minune, o fată de păstor. Ce-a fost să fie și ce va fi cu ea, doar timpul știe. Alo! Alo! Te rog, nu pleca! Dând deoparte tot binele pe care mi le mai putea face și nu mai sta de vorbă cu Sicilia, această țară aducătoare de nenorociri, care mi amintește de fratele meu, regele care și-a pierdut neprețuita soție și copiii. Spune-mi, te rog, când l-ai văzut ultima dată pe prințul Florizel, fiul meu? Nu prea mai îmi dă ascultare. În ultima vreme stă cam departe de palat și își îndeplinește datoriile sale princiare mai rar decât până acum. Da. Am aflat că se ține aproape de casa unui păstor, un om foarte simplu care din nimic a ajuns putre de bogat. Sursa raportează. O păstor are o fiică întru totul fără de seamăn cu numele de cod Pierduta. Pierduta? Faima ei a ajuns atât de departe încât îți vine greu a crede că ai izvodit dintr-un bordei. Bună iscoală. O să mergem în locul acela. Și fără să se știe cine suntem, voi sta de vorbă cu păstorul. A să aflu din ce pricină fiul meu se simte mereu atras de locul acela. Da, vom afla. Te rog să-mi fii tovarăș în treaba asta. Și să lași deoparte gândurile despre Sicilia. Cu dragă inimă, stăpâne. A, ce voi face? Romeo Camilo, e timpul să ne schimbăm veșmintele.